Pentru prima dată în istorie, în municipiul Deva se desfășoară faza internațională a unei olimpiade și anume cea de limbă, literatură și cultură maghiară, Opatsoi Cere Ianoș, care va avea loc la Liceul Teoretic Teglaș Gabor. La eveniment participă 55 de elevi de gimnaziu și liceu din 7 țări europene, respectiv Croația, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina și Ungaria. De la noi din țară sunt prezenți 18 elevi, însă nici unul din județul Hunedoara, toți premianții ai etapei naționale de limbă și literatură maghiară, Mikeș Kelemen. Deschiderea oficială a avut loc ieri într-un cadru festiv la Teatrul de Artă din Deva, iar la eveniment au participat reprezentanții ai Ministerului Educației, a Inspectoratului Școlar Județean, precum și oficialități locale și județene. Aceste concursuri reprezintă un pas important în ocrotirea și dezvoltarea limbii materne, ceea ce înseamnă cel mai important lucru pentru fiecare națiune, pentru fiecare dintre noi. Într-o construcție europeană care încurajează diversitatea, limbile conferă cheile culturii pe care le reprezintă. Tinerii doresc să învețe mereu, în contexte noi, iar această dorință de a descoperi, această deschidere spre cultură îi reunește în spațiul hunedorean pe cei mai merituoși elevi, ale căror cunoștințe au fost certificate în competițiile de limba și literatura maghiară, desfășurate la nivel național și internațional. Ca și gazdă, vă spun tuturor bine ați venit. Sunt onorat că voi fi zilele acestea gazda dumneavoastră. Sunt mândru că va exista o olimpiadă internațională de asemenea anvergură la Deva. Vă asigur de tot sprijinul meu, așa al Consiliului Local. Evenimentul a fost presărat și cu momente artistice susținute de mai mulți elevi de la Liceul Teglaș Gabor, Colegiul Național Sportiv Cetate, Ansamblul Pădureanca și Asociația pentru Promovarea Tradițiilor Populare din Cristur. În cadrul competiției, elevii au de trecut două probe, dintre care una scrisă, care a avut loc astăzi, urmând ca mâine aceștia să susțină și o probă practică, care constă în recitarea unor poezii alese de Comisia Centrală. Rezultatele vor fi afișate duminică, când va avea loc și premierea celor mai buni elevi. În timpul liber, tinerii vor vizita și câteva obiective de la noi din județ, printre care cetatea Devei și castelul Corvinilor din Hunedoara.